Șoferii care treceau astăzi pe strada Tudor Vladimirescu din Ploiești au rămas stupefiați când au văzut că utilajele sparg din nou asfaltul abia turnat. Întrebați de ce fac acest lucru, muncitorii ne-au spus că trebuie să refacă asfaltarea din cauza faptului că strada s-a scufundat. Lucrarea de acolo aparține Apanova. Au aviz de intervenție pentru refacerea tramei stradale pentru că s-a lăsat ori din cauza necompactării corespunzătoare. Practic, luni din ce am obținut informația de la DIN-GUMESTICI, luni se va realiza asfaltarea. Aproape toate străzile proaspăt asfaltate din Ploiești au intrat în reparații din nou pentru refacere, din cauza lucrărilor defectuoase. Printre acestea se numără Bulevardul Republicii, Elena Doamna, Minerva și Gheorghe Doja. Reprezentanții primăriei susțin în apărarea lor că firmele care au asfaltat în bătaie de joc refac lucrările pe banii lor. Rămân însă necompensate disconfortul creat de alte asfaltări, blocarea traficului și, nu în ultimul rând, numeroasele petice de pe asfalt, care creează denivelări resimțite din plin de autoturisme.